Salut și bine am găsit la un nou episod din Ce se gobeți aici împreună cu Pisica și Mihai. Bună! Salut! Și astăzi îl vom învăța pe Mihai cum să se joace și el la ruletă, pentru că m-a întrebat de câteva ori cum să bage și el la pariuri. Am văzut că ai băgat la, da, ai băgat la un pariu clasic, dar acum hai să-ți arăt la cum e la ruletă, da? Deci dacă spică pe roșu, câștigi de 2 ori, dacă spică pe verde, câștigi de 14 ori și pe negru tot așa de 2 ori. Hai să încercăm și noi, au fost 2 negre și au fost numai negre până acum, o să încerc $5 pe roșu. Hai să vedem dacă... Pe negru. Tu băgat? Te-ai băgat pe negru? Da, dar nu știu dacă m-a băgat, nu știu. Parcă vezi că e trend ăla de negru, de nu se mai oprește de negru. Da. Exact asta e, fii atent. Dar nu știu dacă am câștigat, că nu știu dacă mi-a pus. Ok. Băi, cred că e trend ăla de negru nebun, a? Să poate să pice și verde acum, asta e faza. Uite, o să mă bag cu $2 pe verde. Și nu uitați că în descriere aveți un link cu un cod. Dacă vă înscrieți pe codul ăla, primiți nu știu cât, 100 de coins sau ceva de genul ăsta. Vă recomand dacă vreți să încercați. O să-mi bag $30 pe negru. Hai să vedem dacă am noroc. Da, poate e noroc, mă, poate e. Am băgat și $2 pe verde, dar $30 pe negru, ăla mă interesează. Este singurul care a pus pe roșu. Oprește-te! Așa te vreau, uite. Frumos profitul, da? Mamă, cât ar trebui și negru. Băi, când vezi trenul trebuie să te bagi, înțelegi? Trebuie să-ți încerci norocul. O să mai încercăm cu $10 pe negru. Okay. Pe negru. Și o să-mi încerc norocul. A picat odată verde, nu știu dacă o să mai pice, dar... Încerc $5 pe verde. Dacă pică verdele ăla, uite, toată lumea, sunt mulți pe verde. Mm-hmm. Nu-i vezi, când, nu, de obicei nu-i vezi, știi? Dar când a picat un verde, lumea speră la verdele ăla. No, ce se duce? S-a dus negru! L-am luat și pe ăsta, ești nebun? Uite, Mihai, uite așa se face profitul frumos, a? Ce zici? Îți place? Da. A? E simplist așa, ce-i drept. Bă, nu-ți trebuie nimic mai mult, adică, până la urmă, dar nu prea poți să prezici. Uite, de exemplu, acum a fost trend de negru. Ce zici? Va fi negru din nou? Nu, știu, s-ar putea să se spargă gașca de negru. Eu o să pun $10 pe negru din nou și... Am pus 50 pe roșu. Vedem ce se întâmplă, ia. Pe risc. Hai să vedem, 10 pe... Trebuie să dea roșu, n-are. Dacă dă negru, e trist pentru mine. Negru. Nu, roșu! Roșu! Bă, ești nebun! Bă, Mihai, deja. Deci Mihai, e prima dată când Mihai vine aici și deja prezice culorile, ești nebun? Bă, Mihai, zim ce o să pice, zim. Tu ai un secret ceva, așa este? Nu, decât zic. Nu știu, pe ce să pun acum? Nu pot să știi, o să pun... Să pici ori verde, ori... $2 pe roșu am pus, pentru că nu știu ce o să pice și o să bag mai mult data viitoare. Cred că o să dea un verde, unul sau două mâini. Roșu. A picat roșu, ce am luat. Yes. Acum se întâmplă câteodată să pice două roșii, două negre, două roșii, două negre. Exact. Asta cred și eu acum, că dă negru. Hai să-mi încerc norocul cu $20. Nu știu ce să zic, poate să fie trend de roșu după asta. Ambele, da. O să bag $20 pe negru și băgăm un $2 pe verde. Așa, hai că m-a băgat. Bun. Și nu uitați să apăsați și butonul de like dacă vă place și vreți să mai facem ocazional și videouri de acest gen. Verde. Bă, a picat verdele, ești nebun? Verde. Aveam doar $2 pe verde, ce-i drept, dar astfel nu mi-am pierdut aia 20 de pe negru. Dacă puneam mai mult pe verde acum, să zici că puneai $100 pe verde, ori 14. Mm. Frate, ești nebun? Te îmbogățești pe... Vreau să pun pe negru până a trecut. Ți-ai scos să dea un verde ceva, vezi? L-a dat mai devreme. Să știi. Eu o să încerc roșu. $30 pe roșu și din nou $2 pe verde. Dacă dă double green... Da, ar fi super. Se întâmplă să pice a doua oară verdele. Hai cu roșu sau verde, da? Fără negru... Roșu sau verde. Roșu! E bine! Roșu. Am $30 pe roșu! Bine, perfect! A luat și eu roșu. Bă, ești nebun, ce profit super am făcut! Frumos așa! Uite, vezi și... E simplu, adică... Bine, se poate să ai ghinionul vieții tale în care am pățit chestia asta să pierzi fiecare rundă. Da, posibil să câștigi, dar trebuie să le prezici, știi? Acum, nu știu ce să zic. Negru. Eu mă duc cu 30 pe roșu. Hai! Crezi că o să pice roșu? O să pice Mihai, o să pice la Mihai negru sau la mine roșu? Am pus 200 pe negru. Ma! Bă, dar te-ai făcut profit. Bă, nu! Nu se poate așa ceva! Bă, Mihai!
Bă, Mihai! Am 400. Are Mihai noroc la ruletă de rupe, a? Doamne, ferește. Zi, bă, Mihai, ce o să pice, hai. Zice pe că gata, nu mai... Ești noroc începătorul, dale. Bă, roșu. Încerc roșu cu 20, hai să vedem. Bă, nu știu. Dacă iarăși se duce negru... Eu zic că e roșu, dar... Poți să pici negru. Hai cu roșu, hai cu roșu. Oprește-te la... E roșu, e bine. Vezi, e roșu. Super. Le spuneam bine, Petru, dar n-am pus. Uneori trebuie să riști. Uite, acum, de exemplu, a fost un roșu, un negru, un roșu. Foarte posibil să se ducă negru. Acum, toată lumea o să estimeze că se duce negru. Ba nu, multă lume se duce tot pe roșu. O să încerc, o să fac un risc mare acum. 50 pe roșu. 50 de dolari pe roșu. Mamă. E risc mare, s-ar putea să fie negru. Hai să vedem. E practic ce am câștigat. Da. Roșu. Nu! Ce negru. Bă, ești nebun! Uite-te ce-mi face! Apă. Deci uite-te ce-mi face! Oricum, dacă vreți, v-am zis, dacă vreți să folosiți site-ulețul, o să vă dea niște coins. Dacă băgați codul ăsta meu de 95151 sau aveți link-ul direct în descriere și dacă intrați pe ăla, vă bag automat. Dar hai să mai încercăm. Stai să văd. Cât să... Nu, am vrut să bag, dar nu mai avut timp. Eu am fost 50 pe roșu. A pus Mihai să vedem dacă are dreptate, Mihai. No. Se duce are roșu, bă, ești nebun. Bă, Mihai, eu zic să joci la loto. Ce facem aici? E riscat la loto. Acolo e altă situație. S-ar putea să pice verde, mă gândesc, o pica și verde. Uite la inginerul din Team Fortress 2 în mijloc, vezi? Da, am pus 5 dolari pe verde. Hai să vedem, aștept verdele să pice, nu mai pun pe altceva. Hai cu 5 dolari câștig pe verde. Eu n-am pus de data asta. Hai cu verdele ăla, știu eu că o să pice verde, hai. Hai cu verde. E o șansă. Nu, s-a dus verdele meu. S-a dus negru. Negru. Ce zice, se duce roșu, negru, roșu, negru? Acum cred că dă verde, sincer. E jumate, posibil să dea, posibil să nu, dar cred că dă. Nu știu ce să zic. Aș încerc. Pune 50 pe verde și atâta. Nu, bag 5 dolari pe verde și bag 30 pe roșu. Hai să vedem, bă, dacă am ghinion, am ghinion, asta e. Până la urmă... Deci, 50 ori 14, cât iau? Ia să vedem. Verde? Nu, a trecut verde. S-a dus pe negru, frate, dar nu știu de ce. Deci, uite, se întâmplă să ai noroc foarte mult și pe aia se întâmplă să ai ghinion foarte mult. Nu poți să știi, eu încercam să estimez că a fost un negru, una roșie, una neagră, una roșie și acum au venit două negre, s-a spart exact când am pus eu la pariu. Am pus iară pe verde 50 și trebuie să dea. Zici tu că o să dea, pun 5 dolari pe verde. 5 dolari pe verde, hai. Hai că am băgat și eu pe verde. A băgat, dar de la sfârșit, firar. No, a trecut de verde. Ai, bine, mi-a păstrat banii. S-a dus iarăși în negru, fii atent, că dacă te duci acum pe roșu, pe verde. Dar cât o fi? Asta e faza. Cât o fi trenul ăsta? S-a băgat și pisica acolo pe negru. Am pus 50 pe roșu. Am băgat 50 pe negru. Ce pui? Nu știu. O să pun 2000 pe roșu. 2000, adică 20 dolari. Voi ziceți că pică negru în continuare, eu zic că o să se spargă. Și eu am zis-o doar roșu. Doar eu zic asta. Doar eu zic. Nu se poate! Pe câștigat pisica, bă, ești nebun. 150. Se mai întâmplă de multe ori să pice după ce pică foarte multe negre, odată pică verdele, știi? Se întâmplă chestia asta de multe ori. Hai să pun 5 dolari pe verde, hai să încercăm... Și pe roșu și pe verde acum. 50-50. 10 dolari pe negru. Dar de multe astea verde. N-am mai picat, știi, de ceva vreme și de obicei când pică multe la rând de aceeași culoare, se mai întâmplă să... Mai nene, mă! Hai că am luat roșu măcar. Hai la roșu? Da. Mă duc pe roșu. Ultimii mei. I-am pus pe verde. O să încerc cu 30 de dolari. Pe ce să încerc? Hai să încercăm 10 dolari pe verde. Dacă pică. I-aș pune tot roșu.
Roșu sau verde? $20 o să-i bag pe negru. Dacă nu pică, înseamnă că am avut ghinion la final, dar am avut ceva noroc la început măcar. Asta e bine. Ia. Verde. A trecut. Și se duce roșu. Uite-te la ce limită s-a băgat, ești nebun. Doamne ferește. Bă, deci nu știu, Mihai are noroc prea mare la ruletă. De acum încolo cred că o să-l ascult pe Mihai la predicțiile sale pe CSGO Strong. Oricum, nu uitați, dacă vreți să participați și voi, aveți linkul din descriere. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like, aveți și linkurile către canalele lor în descriere, dacă vreți să intrați la Pisica sau la Mihai. Și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa! Pa!